Săptămâna viitoare începe o campanie de colectare a deșeurilor electrice în municipiul Pașcani, în perioada 18-21 iulie. Pașcanenii sunt încurajați să se implice activ în protecția mediului, prin colectarea separată a deșeurilor electrice. Acțiunea este organizată de Ecotic, prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice din România, alături de Primăria Municipiului Pașcani și ADIS Iași, în cadrul campaniei Orașe Curate. Au două variante de a scăpa de deșeurile electrice. Pot să le ducă personal la caravanele din cele două piețe agroalimentare, în zona vale în perioada 18-19 iulie și în zona deal în perioada 20-21 iulie. Altă variantă ar fi preluarea de la domiciliu, iar comenzile se pot face la numărul de telefon 0757-326-842. Colectarea de la domiciliu a deșeurilor electrice voluminoase se va realiza atât în Pașcani, cât și în suburbiile Sodomeni, Boșteni, Gâștești, Lunca sau Blăgești. Cantitatea minimă acceptată pentru preluările de la domiciliu este de 50 de kilograme. Pentru a încuraja inițiativa de reciclare, fiecare persoană care va preda deșeuri electrice va fi premiată.